sau Carolinei să pape. Ghici, ce facem astăzi? Ne vedem cu Adelina, cu prietena mea. Vine să ne ia pe amândouă, Nicu a plecat la muncă. Vine să ne ia și o să mă întorc acasă, cred că pe la 5-6 așa. Pentru că Nicu vine la 8. I-am scos o pulpă ca să se dezghețe până diseară. Și astăzi învăț și eu prietena. Carolinei încerc să-i dau să pape, dar nu prea vrea, îi curge pe lângă laptele. Acum văd că trage din biberon. Astăzi nu m-am apucat de filmat pentru că m-am trezit fără chef de filmat, nu știu de ce. Și i-am făcut Carolinei o supiță din broccoli cu piept de pui și cu ceapă, cu morcov, cu legume. Și i-am dat să pape, a păpat, iar acum aștept să-mi dea Adelina mesaj să-mi spună când o să vină ca să mă pregătesc și eu, să-i pregătesc geanta Carolinei, să pregătesc o sticluță cu apă plată ca să am pentru biberonul ei și cam atât. Cam atât în momentul de față. Aseară am mai făcut un pic de curățenie living, am mai aruncat câte ceva. Am dus și gunoiul și... Of, nu știu ce am. Și aș vrea să spăl și covorul din living, ca în momentul în care o să ne mutăm, să nu stau să-l spăl acolo, ci să fie curat de acum. Acum nu o să reușesc să-l mai spăl, îl voi spăla poate diseară și trebuie să fac curat la bucătărie, poate reușesc să mai fac acum până plec, dar întâi să-i dau celei mici să pape, aseară, nu vă spun, la 10 și jumătate, aproape de 11, Caroline i s-a făcut somnic și i-am dat eu să pape și am adormit cu biberonul la ea în gură și la fel și ea a adormit, a mâncat doar 30 de mililitri, pentru că m-am uitat de dimineață în biberon și mai avea 30 de mililitri, l-am spălat, nu-i dau laptele care rămâne de seara. Îi spăl biberonul și fac altul. Dar m-am uitat să văd pentru că îi făcusem 180 de mililitri și mai avea 150. Doar 30 de mililitri a apucat să mănânce aseară și a adormit împreună cu mine. M-a trezit Nicu aseară pentru că eu moțăiam, v-am spus, îmi era foarte somn aseară, trezea de la 4 și jumătate. Vă dați seama, mi s-a făcut somn. Și acum v-am zis, aștept să vină Adelina să-mi dea mesaj, să o schimb și eu pe cea mică și să plecăm. Am cumpărat și o sticlă de suc adineauri, am cumpărat niște prăjiturele și abia aștept să îmi văd prietena. N-am mai văzut-o, v-am zis, din aprilie de anul trecut. Și acum abia aștept să o îmbrățișez. Să ne spunem, să ne vorbim, să facem anumite lucruri împreună, atât timp cât avem la dispoziție. Bun, ne auzim mai târziu, cred că atunci când o voi îmbrăca pe Carolina, am să dau drumul la cameră.
aici cu Adelina! Este duminică, este ora, stați un pic că nu știu, este ora 9, fără 2 minute. Sunt la bucătărie, am încălzit biberonul Carolinei pentru că l-am băgat la frigider aseară. Nu a vrut să pape, așa că l-am băgat la frigider și l-am încălzit acum. Și acum fierb o pulpă, vreau să o tai pe din două. Și să o fac în folie, să o bag la cuptor în folie de aluminiu. Am văzut ceva pe Instagram, o rețetă, și chiar m-a încântat. Nu știu jos aici dacă au ardei, însă mi se pare că mai am eu ceva ardei în frigider, în ladă. Am să mă uit să-i scot. Trebuie întâi să mă uit la rețetă ca să văd ce-mi trebuie, că nu mai știu. Și o vom băga la cuptor în folie. Abia aștept să văd cum este. Mi-a lăsat gura apă în momentul în care am văzut rețeta. Cartofi n-am mai mâncat de mult timp, mult timp. Cred că de anul trecut n-am mai mâncat cartofi. Acum este pentru prima dată când mănânc chiar cartofi. Și vreau să vorbim despre ziua de ieri și să mai povestim așa ce s-a mai întâmplat, ce am mai făcut, ce am făcut ieri cu prietena mea și vedem ce reușim să mai facem astăzi, pentru că voi rămâne din nou singură cu Carolina acasă. Și știți că nu pot să fac absolut nimic. Dacă o pun în scaunul de masă, plânge. Dacă o pun pe jos, plânge. Dacă o pun în premergător, plânge. Dacă o pun în orice, plânge. Trebuie să stau doar lângă ea și să stau cu ea ori în brațe, ori în pat. Deci asta e lege. Bun. Ce voiam eu să vă mai zic... Voiam să vă zic despre ziua de ieri, dar mai bine îmi fac mâncărica și vorbim după ce pleacă Nicu la muncă. Ca să stau și să editez, eu am editat puțin ieri și mai editez acum ce filmez în momentul de față. Îmi fac și eu o ciocolată caldă și o să mănânc un iaurt din acesta, un iaurt vegan. Mi-a lăsat gura apă și la acesta abia aștept să cuz din el, să văd cum este.
Deci, haideți să-mi fac și eu ciocolata caldă și apoi să facem mâncărica. Ce ne facem? Nu mai am lapte. Cobor imediat și o să cumpăr lapte și ne auzim după. Gata, aici avem porția mea, mi-am pus mai multe ciuperci, iar aici avem porția lui Nicu. Am fiert un pic carnea, am condimentat ardeiul, cartofii, tot ce am pus eu, ceapa, morcovul. I-am condimentat la fel și pulpele și acum le bag la cuptor. Bună seara! Este aproape seară. Sunt aici cu Carolina, abia ce s-a trezit și este zâmbăreață. Nu? Că e zâmbăreață? Zâmbărici? Da? Se uită la mine acum. Ce voiam eu să vă zic este că n-am mai făcut absolut nimic astăzi, am băgat doar două mașini la spălat și una a întins semafoară, însă am văzut norul de afară și le-am pus în dormitor, în living și pe calorifer. Voiam să vă mai povestesc ce am făcut ieri. Ieri m-am distrat cu Adelina, ne-am distrat, a fost și sora ei mijlocie acasă, cea mică a fost în excursie și ne-am distrat, am dansat, dar ați văzut și voi în videoclipuri, ne-am distrat foarte tare, am făcut karaoke, a fost o distracție maximă ieri, chiar aveam nevoie de... ea, pentru că ea mereu a fost pusă pe distracție și evident și eu, când văd oameni care se distrează în jurul meu, evident mă distrez și eu. Și mă bucur foarte mult și pe această cale îi mulțumesc că a venit în România să-mi facă zilele frumoase. Voiam să vă zic că mâine voi merge în oraș. Trebuie să scot ceva la Xerox și cred că am să mai fac și câteva cumpărături și am să vă arăt. Și vreau să vă spun că aici încheiem acest vlog. Știu că n-am filmat foarte, foarte mult. Sper eu să vină lucruri cât mai interesante pentru voi. Sper să nu vă plictisesc. Dar... mă bucur că mă urmăriți, că îmi urmăriți conținutul și vă place să mă urmăriți. Deci, vă urez o zi cât mai frumoasă, cea mai rămas din această zi și noi ne revedem de mâine, dar voi posta poi mâine. Vă pup!